faci, mama? Ai venit să mă ajuți? Bună, prieteni! Am venit și eu să tăiat Andreea porcul și am venit să o ajut pe Andreea, prieteni, că știu pe ea că o ajut. Ia vedeți, prieteni! Au, mamă, te iert! Nu, uite-te! Ia vezi, prieteni, cum arată de bine. Stai, uite, prieteni! E bine? Ai făcut și jumerii. Așa, mai adus puma de aici. Ai terminat cu jumerii, mamă? Da. Jumerii sunt gata. Uite. Vedeți, prieteni, poți să supără Andreea, uite că la ea nu vin să ajut. Așa e, dragi prieteni, la mine nu vine, nu prea nu vine să mă ajută. Și astăzi a venit de dimineață. Cum vine, frucă, că vine tot timpul la noi. Auzi, cum mă întrebi vine? Să ne ajute, eu spun. Mai mult, auzi, la Anca mă duc. Anca-i singură. E și la Anca și la ea. Uitați, prieteni, cum facem noi bucățile de mare, vedeți? Cum arată? Dragi prieteni, ce bine arată. Prieteni, scrieți în comentarii acolo, prieteni, dacă vă place cum strângem noi. Uite, cum trebuie să o adunăm de aici. O mai adun cu polonicul. Vedeți cum pregătim noi. Uite jumerile, prieteni. Uite frustă și jumerile. Dai de mine. Să filmăm jumerile. Ia să mâncăm un pic, să gustăm. Bune. Îmi pare rău, prieteni, că vă fac poftă. Zici și tu ca bunicu. Să nu le fac poftă. Îmi pare rău, prieteni. O minunie de jumeri. Lăsați carnea și mai mult jumeri trebuie să mâncați. Să ai o țâră ceapă verde, roșie. Și să mănânci, mamă. Astăzi nu făcuși piața. Nu m-am dus la piață. Nu. Și când te duci, mamă, la piață? Mergi mâine. Trebuie să te duci în aici, apucă, să mâncăm jumerile. Dai de mine. Vino după mine mâine și mergem la piață. Pă mâine pleacă. Plec, prieteni. Pleci? Unde? Prieteni, rămâneți cu noi că eu plec. Ca să vă arătăm unde plecăm. E secret. E secret. Mai adunăm aici acum. Să vă mai adunăm deasupra, știți? Ca să nu rămâne pe carne. Mâine e sărbătoare cea mai mare, Andreea. Am auzit că mâine trebuie să mergem la biserică. De Paște. Am pește, prieteni. O să fac peștele la grătar. Carne la grătar. Pregătiți și noi. Faci acasă sau unde pleci? Cred că acasă. Faci acasă. N-avem unde acolo. N-avem unde. Vedeți, prieteni, cum facem noi carnea. Câte de rumenită ne faci. Ia vedeți, ai pus în două să faci. Da, să iasă mai bine. Ne ajută Cusca de azi dimineață. Azi mai vezi, din nou. Da, poți să ai. Așa, prieteni, uite, astăvă cum pregătim noi, prieteni, aici la Andrei. Prieteni, hai să vă arăt, uitați cum arată. Noi așa facem bucăți mai mari, dacă vine un mosafir, scoatem o bucată și punem să mănâncă și mosafirii. Una și bună. Ce așa. Să scoate multe? Noi așa le punem, mare. Ne ajută Crusca de azi dimineață, Andreea, venim mamă, da? Da, veni de azi dimineață suntem și ne ajută. La ea acum, când ai ea, când ai porci? Când ai porci, mamă? Cred că lui. Păi gata, suntem la tine. Ori marți, cred că m-a pus, mai bine marți. Venim să te ajutăm. Că dacă nu luni, Cus, cred că nu vii să te ajută, mă duc și eu la Jenny și la Mulghi. Lasă marți. La Jenny, prieteni. Lasă marți. Andreea a făcut genele, prieteni. Mi-am făcut și unghiile și genele. Nu, te chem Crusca să mă ajut. Mai vine la un grătar să vin. Păi vin și la un grătar, dar trebuie să vin. Și tu de dimineață ne ajut. Prieteni, să ne dă Dumnezeu să tăiem sute de porci, că nu ne mai tăm de muncă. Așa e. Dumnezeu e mare, să fie cu noi, să tăiem mulți porci, să le pregătim imediat. Ba ne ajută, ba cu David, ba încolo, ba asta face, și cu ba David. Nu mai pe ăla mic, cum mai plimbai un pic. El a neșit de ale. Și la ce? Păi, mai adun spuma. Da, ce trebuie bine arată. Trebuie să mai lăsăm? O bucată de asta, vreau să o scoatem. Ia scoate și arată și la prieteni. Scoate și tu, amare. Nu, vreau să scot. Să scoatem, să ne uităm dacă să tai ea. Să vedem. Să-l dau cuțitul. Să vedem cum e, știi. Avem și o furculiță. Avem furculiță, dar vrea să taie, să vadă prietenii, dacă e făcută. Dacă e făcută, dacă e să vedem. Ia vezi. Ia vezi, mai o lăsăm, trebuie să mai lăsăm. Mai trebuie, nu vezi că nu tai.
Ia gustă cu uscă, e sărată, mai trebuie sare. Asta e carnea care o punem la garniță. Garnița, să-ți bine. Da. Mamă, ce gust. Are sare. Are de mine. Sărată rău. E sărată foarte bună. Merge cu roșii, prieteni. Ia și mâine mergem la piață, luăm roșii, ceapă verde și mâncăm. Păi lăsăm un pic, trebuie să mergem încet. Mamă, să nu se uită fetele gravide la noi la cum grătim. Doamne, să nu se uită fetele. Fetele gravide, săriți peste acest vlog. Toată lumea taie. Eu zic de românce, mamă. Taie toată lumea. Fumul, prede, mine, fumul pe mine. Vedeți cum facem noi, prieteni? Deci, aruncăm de spumă. Așa? Ia mă întoarce-o. Ia întoarce-o, da, nu? Vedeți cât e de mare? Așa-i făceam lui Anca. Mamă, murea tot. Zicea, bravo, cum le făcui și... Și Anca când ai? Să vine socrul său, că vine Tomi, e pe drum. A, vine socrul său. Da, vine și el cu, acum. N-a venit. Ba, a venit, dar e la Cluj. Se fac acte de la mașină. Vorbim în măsarul cu el. Nu te-ai nicio până, nu vine Cruz cu meu, Tomi. Da, bă, cum să nu vine Cruz cu mei prieteni, acum am și eu de Cruz. Că unul l-am pierdut. Aha, unde l-ai pierdut? Pe drum. Pe drum l-ai luat în oraș și da, așa și l-am pierdut. Pe drum. Vine și al treilea, pe drum. Îl găsim noi și pe al treilea, unde o fi pierdut. Îl dăm în urmărire. Trebuia, Andreea, că unul l-am pierdut. Lasă că găsim și pe altele. Nu trebuie să ne grăbim. Dragi prieteni, dacă dacă îi găsiți, caută și pe al treilea Cruscu. Dragi prieteni, dacă îi găsiți Cruscu al treilea lui mama unde l-a pierdut, vă rog frumos să-l dați în urmărire să-l găsiți. Te-ar vă rog frumos, prieteni, da? Găsiți-i al treilea Cruscu. Îl pierdui pe drum. Mamă, tu cum l-ai pierdut, mamă? Cred că acolo l-ai pierdut, la apă, unde a mers cu David. Cred. La luminițe. Acolo l-am pierdut. Ai fost cu David la luminiță? Da. La apa aia cu lumini. Când vede apa, moare de drag. Da, băi, tot ce bune spune. Baba Dana. Hai la parc, mă cheamă la parc. Știe că tu-l duci acolo. Da, eu îl duc. Avea parc unde mergem. Noi așa frigem. Vedeți, prieteni, așa trebuie să topiți și voi. În tăg mai mari, câte o bucată și bucăți mai mari. Deci tu îl duci aici la Carrefour ăsta și îl duc la Carrefour, cum zice. Da, bunica Lumina îl duce la Carrefour. Babu Lumina, hai la Carrefour. Unde plecăm la Carrefour mergem. Da. Și cu Dana la parc. Cu Dana la parc. Când vede pe șoferul care ne duce, îl vede pe Carrefour. Ce nu e aproape parcul de noi, ne mergem pe jos. Da, vrea la Severin cu bunica. Dar nu mă îmbrață, nu vrea pe jos? Nu vrea deloc pe jos? Îmbrață. Îl ține bunica, nu mă îmbrață. A pierdut ce-i de luptată? Când? Nu știu nici unde l-a pus. Și nu mai regăsit răs. Și nu mai înainte. Și l-a găsit? Nu știu. Cum l-a pierdut? Păi nu știu, mă pune în mână. Mamă, n-ai avut grijă, că eu când îi dau cheile, stau numai cu ochii pe el. Păi dacă le-a pus acolo unde s-a urcat pe bufet și-a pus ouă, a avut cheile atunci? A avut. Da? Nu am văzut, cred că nu le-au. A pus un ou sus în bufet. Și voi cum ai plecat cu doua? A, cred că nu plecăm urmă, după păște. Și nu mai ai altă cheie? De unde? Vă omoară în nasie. Mai băgăm poc aici, nu? Am prins să mă bate nasie, hai. Mamă, ia gustă din jumeri. Hai să vedem, prieteni, ce jumele a făcut Andreea și ea cu mine. Vai de mine. Prieteni, vă fac coptă. Îmi cer scuze, prieteni, că vă fac coptă de jumele. Sunt bune cu stră. Tu și soacră mea l-ați preparat. Doamne, ce sunt. Am minunăție. Andreea, ai luat curgat. Am luat, hai să-i vezi. Mă gândi, Doamne, că a rămas Andreea fără curcan. Mari! Nu, cum să rămas dimineață, la 5 în viață. La 5 cu să soacră mea, socru meu. Hai să vezi ce curcan oară. Hai să vezi ce curcan, mari, mamă. Uite! Andreea! Ce?
Vino cu asta, vezi, Andreea, cum a făcut ouă! A făcut ouă! Doamne, nu vede că ăsta e norocul lui Armin. A lui David. Doamne, norocul lui Armin. Wow, mamă! Curg a făcut ouă! Ia să văd. Da. Mamă, curg a făcut ouă, n-am mai văzut. Ia vedeți. Sunt mare ouă. Dar ce curci? Mare curcile. Curcă și curcan. Dar curc acum să fac așa repede ouă, că astăzi am cumpărat-o. L-a făcut. Vedeți? Armic are prieteni noroc. Prieteni. Are noroc că i-a făcut curca un ou. Hai să-l dăm un. Vai, ce ou a făcut. Să-l dăm un car. Uite, îl punem aici. Să-l dăm lui David. Să-l dăm un armic. Hai să-l dăm un car. Îl dai lui David, mamă. Hai să spun ceva. Hai să luăm carne. Curca e al lui frate meu. Păi nu mai dăm curca. N-am știut, trebuie să luăm al micul ăla lui David. Nu, curca nu e al nostru, curca e al lui Petre. Mă, nu mai dăm. Astea sunt ouă norocoase de Paște. Sunt cei mai ouă norocoase de curca. Păi și ce facem? Ai venit cu curca și a făcut ouă. Păi și oprim curca? Nu mai dăm curca. Și nu eu mai dăm. Îi dăm curca lui mai bine. Și dacă se nu-i mai dăm curca. Nu mai dăm curca, nu e de curca. Nu mai o dăm. Cu ou de Paște. Chiar acum veniți cu ou. A făcut-o la noi. Azi dimineață la 6 puterăm în piață. Și veni o doamnă doar cu doi ăștia acum. O curcă și un curcan. Da, dar ce noroc a făcut la noi ou. Cum că i-am spus, Petre, ți-am luat curca și eu am luat curcanul. Îl punem, că n-a știut, că îi dăm lui curcanul. Spunem așa, a, noi ți-am spus că curca, dar ție ți-am luat curcanul. Cum mai dăm? Și dacă o supărăm pe bunica? Nu se supără bunica. Unde paleta? Păi spui tu, Andreea, du-te-mi paleta aia. Nu. Stai că nu pot să-ți o dau, mamă, filmez. Sunt tot aici, am cum poți... Nu-i mai dăm bunica, dacă se supără, nu mai dăm nici curcanul. Păi și ce facem? O lăsăm pe bunica fără? Dacă se supără, așa. Ce facem? Aoleu. Ce pe bunica? Andreea. Ce facem, Andreea? Nu mai duc, mă, n-ai tu, tu dăm curcă, nu e bine. Păi super pe Petre și cine mai plimbă pe David? Așa e, cine mai duce la Carrefour? Nu dăm curcă cu ouă. Păi și ce facem? Păi și ouă acum? Nu, și ce facem? Oprim ouă și dăm curcă. N-avem cum. Oprim ouă. Că mă gândeam să rămâne curcă lângă... Wow. Lângă ouă ei. Lângă ouă. Ce vrei să faci curcane acum, să o pui... Da, vreau să pun curca să facă pui. Aia vrei să faci? Da, asta vreau. Să producem? Da, să fac mai mult pui, să le vând. Și de Paște ce punem? La cruscă, la bot, la nunta cu naștere. Vreau să mă căsătoresc cu naștere. Aaa! Da, să mă punem cu naștere în biserică. Când? Și de aia vrei să ne iei ouăle? Să curcani mult. Să facem curcani mult și la nuntă. Și cum facem acum? O, să mai facă curcă. Să oprim curcă. Dar noi ce punem de Paște pe masă, mamă? Păi tu dacă vrei să iei curca, să faci, să facă curcan, să ai la nuntă, la cununie. Da, mă întrebi la cununie. Noi ce mai punem pe masă acum de Paște? Lasă că vă dau eu altă curcă. Ai tu curcani. E tu să ne curcă. Cumpărați. Mă duc în piață. Mă, mai e piață. Mă cruscă, mai e piață. Cum mai ești spus că ieșeam în săptămâna mare, mergi din sâmbătă aparte lui. Poi mâine, marți, miercuri, joia, găsăm o curcă. No, mamă, cumpără-ți tu. Nu, mai că dăm curca lui Petre, că-l supărăm. Îi dăm. Că și tu la nunta ta ții curcani. Îți iei. Mergem la piață și luăm. E curca. E curca norocoasă cu ouă de Paște. E cu ouă de aur. Avem ouă. E ouă de aur ăsta. E ouă de aur. Cum, Andreea, să-ți arăt curci și... Mamă mea, am luat curcan, o curcă și o revers și găsim un ou. Prietene, nu vine să cred. Chiar nu vine să cred, prietene. Da. Hai că citesc cu copilul ăsta. Nu vine să cred, prietene. Mamă, mă duc la copil, că veni copilul. Hai. Hai. La revedere, dragi prieteni. Ne vedem mâine. Spune să scriem, prietenii. Scrieți în comentarii. Ce facem cu curca? Ce facem cu curca? Chiar vă rog frumos, vă aștept mesajele voastre, prieteni. Hai. Frumos, prieteni. La revedere, dragi prieteni. Prieteni, a venit și nasul aici. Bună ziua, prieteni. Să ajută pe Andreea. O ajut pe fata mea, pe Andreea, și la fusca suntem aici. Așa n-ați decât și o ajutai. La pulutu. Ajută și tu. Ajut și eu cu ce pot, dar nu mai pot de obosit. Aaaa, nu mai pot. Am luat somnul Dana la volan, Dana, am fost până în oraș și m-a luat somnul la volan. Și?
După aia am revenit iar la loc. Ha, poți să ce nu te culci? Nu pot să dorm, ziua, aia e treaba. La... Culcă-te mâna. Ce să facem, prieteni? Suntem aici la nepotul meu, la David. Am venit să le ajutăm și pe ei aici. Că zic, țiganii de la Trăia, că eu nu fac nimic, auzi. Cu cine îmi fac?